Suntem la primăria din Roseți, unde oamenii așteaptă. La domnul primar Jovianu, sunteți mulțumit de dumnealui? Da, da, foarte mulțumiți. Comunică cu noastră? Comunică foarte mult. Și are răbdare, ne da. Ajută ce ne trebuie, ne semnează. Ne ajută în toate privințele, ușa dânsului e deschisă tot timpul. Auziți, dar și-au onorat angajamentele electorale, promisiunile făcute față de oameni? Da, da, da. Am văzut școli noi aici la dumneavoastră? Școli noi, străzi asfaltate, gazele sunt în lucru. Apă potabilă, toată lumea are curse, canalizări. Avem un sat, putem să spunem că e oraș. Vă mândriți și vă invidiați de călărășenii de la oraș. Da, serios? Vor aici, s-au mutat călărășenii la dumneavoastră, Roseți? Nu știu, ați văzut străzile din Călăraș și le-ați văzut și pe ale noastre cum sunt. Ce putem să spunem? De domn primar nicio vorbă de rău nu putem să spunem. Chiar dacă căutăm printre, nu găsim. Deci nu găsim ce să spunem. Fruntaș cu drepie mari în județ, puteam spune. Da. Familia Jovianu o cunoașteți? Dacă a lucrat și soția aici la starea civilă și o doamnă de nota 10 și doamna Doinița, foarte sociabilă, foarte, foarte, a ajutat multă, multă lume. Asta așteptați de la orice primar, asta așteptăm cu toți românii ca să fie receptive aproape de noi de oameni. Da, da. Bine, doamnelor, vă mulțumesc atunci pentru opinie și să fie de folos vizita la domnul primar Jovianu.